În fiecare an tot spui că nu mai te nu. Deci, primele, suntem la ediția 5-a, cu succes, există o echipă tânără și la casa, la Centrul de Cultură, există și la primărie, un exemplu, da, eu aici, Alina Marincean, care sunt foarte convins că de anul viitor se va ocupa de partea cultural-artistică a festivalului. Vă mulțumim încă o dată, domnul Dorinca, pentru găzduire. Sunt foarte convins că în cele 3 zile Casa Mihai va fi... Păi, în primul rând, cei invitați în, în festival vor avea obligația să viziteze Casa Mihai. Obligație. Da, obligație. Suntem obligați.